Da, deci cârtița asta a dus-o într-un câmp ca să îi dăm drumul, să o eliberăm. Vedeți? Ia să vedem cum se duce ea acum singurică. Vedem și cum sapă în pământ. Ia uite-o. Aici mișcă, uite-o. Vedeți, ia. Hai, du-te. Du-te în lumea ta, că mie mi-ai stricat destul în grădină. Aici în câmp, în pădure, avem un loc aici așa, unde are loc să sape cât vrea ea. Ia să vedem cum se duce ea. Hai da, mă. Ia uite deja cum se duce în pământ. E, ce putere are să sape. Hai, hai. Ce vorbești, că nici nu mai poți să o tragi în sus. Că se ține cu ghearele. Vedem. Hai, hai. Hai, du-te, 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 du-te. E cam greu aici așa de săpat. Nu prea poate aici să sape. Și iarbă-i pământul tare. Hai mă, sapă. Își caut un loc probabil unde e mai moale, unde poate să sape. Uite cum a săpat deja acolo. Eu unde găsesc un pământ mai afânat? Să o duc undeva mai afânat. Aici nu poate să sape. Hai că o iau și o duc într-un alt loc unde poate să sape. Da, nu mai pot să o iau de aici. Își face gaură deja, ia uite-o cum dă pământul la o parte. A găsit un loc, cred că bun. Ia uite cum rupe cu ghearele. Deja e băgată jumătate în pământ. Nu, că dacă vrei să o tragi, nu poți să o mai tragi deloc în sus, că ea se ține puternic. Asta e, pământul ei îi place. Ia uite-o. Da, da, hai. Aici aș-o găsi locul, mă pun un pic jos lângă ea aici până vedem cât se duce înăuntru. Interesant, interesant ce putere are ea în lăbuțele alea să... Ia uite, deja e gata. Deja e în pământ. Are de muncă acum până își face tunele, până își face alte trasee pe unde se umple prin pământ. Are de săpat azi. Gata, nu mai pot să o trage afară de aici. Ce blăniță faină are. Ce ciulină, te se învârte. E gata. Hai, du-te, 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 că aici ai ce să mănânci, ai tot ce trebuie aici.
Aude cum rupe acolo, cum rușche. Ea acum e și stresată, e și nervoasă acum de nervi. Sapă tot mai tare să se ducă. Întâi lăbuța aia cum împinge pe ea. Hai, e gata, s-a dus. S-a dus. Își face loc, își face loc acolo. Acum se mai odihnește puțin. Un moment de respiro. Așa, se învârte. Se învârte, se învârte. Își găsească poziția unde e mai moale pământul, mai afânat probabil. Acum e pământul moale aici. E ud. Se odihnește, uite. Dar unde dă ea tot pământul ăsta? Poate să-l scoată în afară. Uite cum a mai scoate. Face ca un mușuroi. Deci nu renunță, nu dă să iasă înapoi în afară. Deloc. Numai înăuntru, numai în jos să se ducă. Uite, și o râmă aici așa. Numai bine. Își găsește și hrană să mănânce. Uite, s-a dus de desubt, e gata. Încă mai iasă puțin. Haide, haide, că mai ai de băgat. În grădină a fost pământul mai moale, aici e mai greu. Se aude cum rupe, rupe. Da. Scoate pământul afară, face ca un mușuroi.
Unai că mai stau puțin, să vedem ce se întâmplă și mai revin. Se pare că nu mai mișcă nimica. Ia să vedem unde îi. Încă e tot aici. Se aude cum roade acolo, uite, încă mișcă, uite aici. Uite, încă e aici. Încă este aici, ia. Încă tot sapă. S-a dus mult în jos. Și sapă tunel. Aruncă pământ în sus. Te mișcă încoace. Uite cât mușuroi face. Uite cât pământ scoate. I-a mai ușurat și o muncă, că l-am luat de aici deasupra. Încă tot țapă. Nu stă deloc. Uite cum țapă. Da, asta e, fraților. Dacă vreți să aflați cum am prins-o, o să pun un video pe Facebook și pe YouTube. Și acolo vă dau detalii cum am prins-o de la mine din grădină, fără să o omor, fără să-i fac un rău sau ceva. Și am și eliberat-o. După cum vedeți, s-a dus în lumea ei.